Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit, iată, după o scurtă pauză, la o nouă ediție a emisiunii Cultura în Imagini, la Obiect, ediție specială. O emisiune în care încercăm să vedem unde se găsește, iată, la jumătatea lui 2018, actul cultural aici, pe meleaguri gorjene, meleaguri frumoase, ținuturi pline de pitoresc și, în egală măsură, încărcate de tot ceea ce înseamnă cultură autentică. Pentru aceasta, întrucât recent s-a aniversat o perioadă de la fondarea unei, putem să-i spunem, unui fenomen în ceea ce înseamnă publicistica românească, în ceea ce înseamnă mass media de aici, de la Gorj, anume site-ul cultura.ro, avem deosebită plăcere de a-l găzdui și de a discuta în această seară cu cel care a fondat, cel care a gândit acest proiect cultura.ro, domnul Luis Popa. Stimate domn, bună seara și bine ați revenit la noi în studioul. Bună seara și mulțumesc de invitație. Iată ceea ce părea la momentul de acum 2 ani și câteva zile un proiect, ceea ce părea un vis poate greu de realizat, este astăzi o plăcere de lecturare, de privire și, de ce nu, un bun prilej pentru toți gorjenii, atât cei de aici cât și cei care sunt plecați peste mări și țări, să revadă, să retrăiască imagini, să regăsească informații, practic să rememoreze deseori locuri poate ale copilăriei. Cum s-au simțit acești 2 ani, cu siguranță plini, 2 ani încărcați de tot ceea ce poate fi mai frumos? Sincer, chiar nu știu cum au trecut cei 2 ani de zile. Au trecut foarte repede și exact ce spuneați și dumneavoastră, la început nimeni nu credea în acest proiect. Și, din păcate, mulți credeau că îl folosesc ca o campanie, fiindcă exact în urmă cu 2 ani de zile a fost o campanie electorală da. Pe plan local și multă lume credea că am ieșit cu acest proiect doar în campania respectivă, se încheie campania și proiectul se închide. Eu le-am transmis-o și le spun de fiecare dată. Din păcate, unii sunt în campanie în fiecare zi, dar nu fac nimic. Corect. Da? Eu, în momentul în care încep un proiect, nu fac pentru campanie. Eu, când încep un proiect, cred în acel proiect și îmi place să am realizări cu acel proiect. Așa s-a întâmplat și cu această idee, cu acest proiect, cultura.ro. Nu a fost un proiect de campanie, a fost un proiect în care am crezut, cred și voi crede în continuare. Pe de altă parte, ce este important, că am găsit oameni lângă care am putut să lucrez. Că degeaba ai o idee dacă nu ai și oameni care să creadă în ideea ta. Și da, am avut oameni care au crezut în această idee, am avut oameni care și-au dedicat timpul lor liber pentru a munci la acest proiect, dar timpul lor liber, nu au primit niciun ban, că multă lume zicea bun, că sunt plătit. Nu, am avut oameni care și-au dedicat timpul lor liber pentru acest proiect și chiar vreau să le mulțumesc pe această cale. Vorbim de Andreea Tudorescu, vorbim de Cristina Roșu, vorbim de Alin Ion, mai nou vorbim inclusiv de dumneavoastră, care v-ați alăturat aceste echipe pe parcursul proiectului. Doctorița Căliman. Deci, vedeți, sunt oameni care au crezut în acest proiect și l-au pus în practică. Un proiect destul de îndrăzneț, un proiect care părea greu sau cel puțin destul de dificil de pus în practică, pentru că, să fim sinceri, piața de acest gen din România este deseori plină de chiciuri, plină de falsuri, de ipocrizie, însă iată că încet, încet, cu multă muncă, ați reușit să scoateți la iveală foarte multe chestiuni poate uitate. Discutam cu diverse persoane și erau extrem de entuziasmate, de încântate, când vedeau articole despre străzi, despre locuri din Gorj, străzi din municipiu, locuri din Gorj, personalități, persoane, de care cu siguranță astăzi poate mai auzi așa un nume într-o discuție. Corect, exact ce spuneți și dumneavoastră, prima dată când am plecat cu acest proiect, proiectul s-a dezvoltat în cei 2 ani de zile. Prima dată ne-am axat doar pe partea online, după care am trecut și pe tipar, avem și o revistă care apare în fiecare lună. Uitați, avem și o emisiune care se difuzează. Da? Deci, practic, acest proiect s-a dezvoltat lună de lună, în fiecare an a adus ceva nou pe piața culturală, dacă putem spune așa, și de promovarea acestui destul de văduvită, piața culturală destul de văduvită. Corect. Exact ce spuneți și dumneavoastră, noi am încercat să scoatem în relief anumite lucruri,
pe care s-a așternut praf de denumirea de străzi. Mergem pe anumite străzi din Târgu Jiu și nu știm ce ne, sunt cei care au dat denumirea acelor străzi. Avem oameni care au plecat dintre noi și trebuie să spunem acest lucru, de care uităm. Sau care ne aducem aminte să-i facem cetățeni de onoare după ce pleacă dintre noi. Și atunci, da, vom discuta și acest atunci subiect. Apare probleme dacă îi facem sau nu îi facem cetățeni de onoare. Da? Vedeți? Sunt oameni care pleacă dintre noi, lasă ceva, le organizăm odată pe an un festival, ne strângem toți la acel festival, formalități? Atunci niște formalități, după care totul s-așterne praful, vine anul următor și tot așa. Nu. Noi am încercat prin acest proiect să aducem în fiecare zi amintirea acestor oameni care au plecat dintre noi și au lăsat ceva pentru această comunitate. În același timp am încercat să identificăm acei tineri care fac ceva pentru acest județ. Și credeți-mă, sunt foarte mulți tineri care au rezultate pe plan educațional, sportiv, sunt în afaceri. Sunt tineri care au un cuvânt de spus. Și cu toate că mă repet de foarte multe ori, dar ăsta este adevărul, indiferent de ce vorbim, noi ne place să identificăm acești tineri când au performanță. Facem cu ei poze, le postăm pe Facebook, dăm comentarii, ne lăudăm, ne numărăm like-urile, să vedem câte like-uri am obținut, că am făcut o poză cu nu știu ce olimpic. Da? Dar din păcate, când e vorba să acordăm burse sau să-i sprijinim, nu avem bani. Păi ce facem? Acești tineri trebuie să găsim, pentru acești tineri trebuie să găsim soluții din momentul în care pleacă de jos, să-i ajutăm. Să le asigurăm, dacă mă pot exprima așa, infrastructura necesară dezvoltării lor. Și pe urmă să găsim soluții să-i menținem în acest județ. Avem foarte mulți tineri care au un cuvânt de spus și trebuie ajutați. Corect. Aceasta a fost și ideea acestui proiect. Absolut, să promovăm județul, deoarece avem un județ foarte frumos, care merită promovat, avem locuri superbe, cu care trebuie să fim mândri. Avem oameni care au lăsat ceva în urma lor, oameni care au făcut atât pentru acest județ, cât și la nivel național, mergând în diferite orașe ale acestei țări. Avem tineri cu care trebuie să ne mândrim și pentru care trebuie să găsim soluții, să-i susținem. Da? Trebuie să înțelegem, performanța se susține. Trebuie să găsim bani ca performanța să o susținem. Corect. Și ultimul exemplu, iată, un exemplu destul de recent, un exemplu foarte explicit despre cum ar trebui să fie sprijiniți tinerii și un grup de astfel de tineri este dat de acei adolescenți de geniu, dacă am putea spune, de la unul dintre colegiile naționale din Târgu Jiu, Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, care a obținut un rezultat fantastic. Nu este drept să ne ascundem de aceste cuvinte frumoase, la o competiție la nivel mondial de robotică desfășurată în SUA, în Detroit, dacă nu mă înșel. Corect. Iată, s-au scris rânduri întregi, s-au umplut Facebook-ul cu pozele lor, ne-am mândrit și am înțeles că nu prea se găsesc bani suficienți pentru a fi... s-au dat ceva bani, dar nu cât ar fi trebuit pentru performanța lor. Pentru astfel de performanță, sincer vă spun, nu știu dacă folosim cum trebuie acest termen, cât ar trebui. Nu. O astfel de performanță trebuie răsplătită fără doar și poate și nu cu sume modice. De ce? Pentru că, din păcate, este foarte posibil ca acești tineri, când își vor definitiva studiile, ei deja au fost luați în vizor de către cei din afară, care dezvoltă sau și se dezvoltă în astfel de domenii. Acești tineri vor pleca. Vrem să creștem România, însă, iată, când avem și când putem să-i stimulăm pe tinerii de valoare, le aruncăm de o cireașă, că tot ies în glumele cu cireașă. Corect, și de asta trebuie să găsim soluții ca astfel de tineri să fie menținut, să rămână în țară sau în oraș. Asta a fost și ideea acestui proiect. A fost o nișă neacoperită, toată lumea era învățată să citească știri despre politicieni, cancanuri, bârfe, crime, violuri, dar și de multe ori când apărea o știre cu un olimpic, cu o stradă sau cu o clădire, se punea undeva într-un colț și rămânea acolo într-un colț. Nu, noi am vrut să ne axăm strict pe acest subiect și
Totuși, repet, asta se datorează muncii în echipă, o echipă de care sunt mândru. Și pe de altă parte, trebuie să ne gândim că vorbim despre un site local, axat pe cultură, promovare, care are în medie 150.000 de vizitatori unici pe lună. Vorbim de un site local. Eu zic că este ceva mai mult decât ok acest lucru și, repet, sunt foarte mândru că acest proiect a ajuns până în acest punct și o să vedeți că și în perioada următoare proiectul se va dezvolta mult mai mult decât în prezent. Fără îndoială, la cum vă știm și la cum îi știm pe cei care sunt în spatele acestui frumos proiect, lucrurile nu pot fi decât pozitive și într-o continuă expansiune. În altă ordine de idei, după 2 ani de la naștere, pentru că este o naștere, putem trage niște concluzii. Cât de necesară era această revigorare, să spunem, culturală, intelectuală, în contextul în care știm că, în principiu, oamenii în secolul, în mileniu vitezei, nu prea mai citesc carte în format tradițional, nu se mai documentează așa cum pe vremuri, să spunem, mergeam la bibliotecă, căutam, făceam un referat. Astăzi, iată, în era internetului, ați reușit să vă pliați pe solicitarea, pe nevoia de informații și de cultură în egală măsură a omului mileniului 3. Nu, oamenii, exact ce spuneam acum câteva minute, oamenii încep să fie plictisiți de politică sau de alte subiecte de genul ăsta și simt nevoia, și simt să nevoia și de așa ceva. Exact ce spuneați și la începutul emisiunii, sunt gorjeni plecați în afară care citesc, și mulți care citesc această pagină și sunt mândri că pot să vadă povești despre locurile natale. Pe de altă parte, subliniez că de-a lungul celor 2 ani de zile am avut și bucurii datorită acestui proiect, cunoscând oameni, dar am avut și dezamăgiri. La ce vă referiți? Nu știu dacă este bine să spun, dar dacă tocmai a început, trebuie să termin, nu? Corect. Vedeți dumneavoastră, acest proiect efectiv este finanțat, adică ce este acum menținerea lui, cu serverul, cu tot ce este din propriul buzunar, da? N-am bătut niciodată la ușa nimănui să cerem bani sau faze de genul ăsta referitor la acest proiect. Din păcate, avem instituții de cultură în acest județ sau care se ocupă de promovarea culturii, care de-a lungul celor 2 ani de zile n-au trimis un comunicat. Deci un comunicat către această pagină de cultură pentru a promova acel eveniment de care se ocupă. Cu toate că această pagină se ocupă special de acest lucru. Pe urmă, vedem tot acele instituții publice, că spun, domnule, pe noi nu ne promovează nimeni, nu știu ce se întâmplă, sau faze de genul ăsta. Dar în 2 ani de zile au fost instituții publice care n-au trimis un comunicat către, sau să ne aducă la cunoștință ce evenimente au în localitatea pe care răspund. Dar să sau se plângă, dar după, să se plângă se pot, după acel eveniment? În același timp au fost instituții publice care ne-au implicat în proiectele dumnealor. Chiar ne-au chemat la diferite ședințe să ne spunem punctul de vedere. Cum este cazul Consiliului Județean sau Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. Cu care aveți o colaborare extraordinară. Dar avem o colaborare foarte bună. Dar, repet, în același timp, și sunt și alte instituții care, în momentul în care te duci să le bazi la ușă, să le ceri o informație, nu au recin să-ți dea acea informație. Sau nu vrea. Sau nu vor, habar nu am. Trebuie să spunem și aceste lucruri. Exact cum vă spuneam și acum câteva luni, că o să încep să fiu mult mai acid și o să spun tot ce am de spus. Acum, discutând despre partea de cultură, subliniez, sunt instituții de cultură care efectiv nu comunică sau nu transmit cu ceea ce se ocupă. Deși sunt convins că în fișa postului acelor instituții... Nu le cunosc eu fișa postului, există, dar... Nu, există cu siguranță acele direcții, acele birouri, acele entități care trebuie să mențină o relație firească cu tot ceea ce înseamnă alte entități de cultură. Chiar... Cu siguranță. Da, chiar în perioada următoare, nu știu, nu pot să spun într-o lună, două, chiar vorbeam cu colegii noștri să facem și o rubrică, un fel de semnal de alarmă. Uh-huh. Din punct de vedere
despre anumite monumente, despre anumite evenimente care nu sunt promovate și, sau nu sunt puse decât pe un afiș undeva într-un colț, cine trece pe acolo bine, cine nu, să fie sănătos. Chiar o să tragem și un semnal de alarmă pe, pe aceste subiecte. Da, trist. Trist că în România anului 2018 avem astfel de manifestări. Trist, dar adevărat, iar aceste lucruri trebuie spuse. V-ați pus problema că poate totuși cultura.ro, prin diversitatea informației culturale, prin complexitatea ei, prin faptul că a acoperit, cum bine spuneați, o nișă la momentul acesta, deranjează? Eu nu cred aceste entități de cultură. Eu nu cred că deranjează. Sau n-ar trebui să deranjeze. Nu ar trebui să deranjeze. Dar pe de altă parte, cum am spus-o, chiar dacă deranjează, acest proiect merge mai departe. De-a lungul celor 2 ani, mi s-a spus în față acest proiect mai mult de jumătate de an nu ține. Deci mi s-a dat și termen. Dar uitați, echipa care o am alături de mine, din contră, când au auzit astfel de lucruri, s-au motivat și au zis, nu, mergem și mai departe. Mi s-a oferit sume de bani ca să vând această pagină. Nu, acest proiect nu se vinde niciodată. Nu se vinde. Doamne ferește, peste 10 ani să se închidă, dar nu se vinde. Da? Un proiect de suflet nu se vinde niciodată. Eu înțeleg că poate sunt unii care sunt, nu știu, dar un proiect de suflet nu se vinde niciodată. Iar acesta este un proiect de suflet. Am înțeles. Exact cum zicea colega mea, Andreea, spunea că este copilul ei. Practic a muncit la acest proiect de la zero. S-a ocupat... Și acum să-l... Da. Să-l lase cu siguranță nu este deloc confortabil. Da, exact. Și de asta acest proiect nu este de vânzare și acest proiect va merge mai departe și va face în continuare ceea ce a făcut până acum. Promovare, promovare și promovare. Am înțeles. În altă ordine de idei, știu că un subiect extrem de delicat, dar în egală măsură plăcut, îl reprezintă în paginile revistei, pe site-ul Cultura, promovarea tinerilor din diverse domenii de activitate, tineri cu aptitudini speciale, tineri cu rezultate, și aici nu mă refer la, să spunem, rezultatele școlare, ci la acei tineri care activează sau se manifestă, creează în diverse paliere ale culturii. Avem pictură, avem muzică, avem foarte multe domenii. Cum văd ei această aplicare, această dorință a colegilor dumneavoastră de a vorbi despre ei? Pentru că trebuie să recunoaștem, țara în sine, statul, nici nu are timp și nici nu se ocupă așa cum ar trebui de tinerii talentați, iată, în domenii artistice. Să știți că majoritatea tinerilor sunt foarte încântați de acest lucru și am să vă explic de ce. Mulți ne spuneau, dom'le, nu avem părinți care ne susțin. Nu avem nevoie, poate, de partea financiară. Cu toate că, repet, performanța trebuie susținută indiferent de domeniu. Că corect, vorbim cultură, sport, performanța trebuie susținută. Dar ne spuneam în felul următor. Pentru noi este o dovadă de că existăm. Că ne-a și pe noi cineva în seamă. Este o motivație a noastră că, uite, domne, munca noastră este recunoscută de cineva. Ne întreabă și pe noi cineva de sănătate cum am reușit să ajungem la aceste performanțe. Să știți că de multe ori pentru acești tineri nu sunt bani, nu sunt banii importanți. Dar ei vor să vadă că se interesează de cineva, de cum se dezvoltă. Practic o certificare a valorii. A valorilor lor. Da? Asta contează pentru acești tineri. Că cineva îi bagă și pe ei în seamă și îi întreabă de sănătate. Și asta este foarte bine. Fără îndoială face plăcere, fără îndoială reprezintă ceea ce își dorește orice tânăr. Stimate domn, suntem nevoiți să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. Pizza.
La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731 347 831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta! Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Fără contract individual de muncă nu ai dreptul la pensie, asigurări sociale și de sănătate, salariu minim garantat în plată, concediu de odihnă plătit. Fii responsabil, alege munca legală. O campanie inițiată de Inspecția Muncii și organizată de ITM Gorj. Dragi cumpărători! Pomadil vă așteaptă de acum și la magazinul din zona Păltiniș, cu produse alimentare și nealimentare la prețuri mici. Pentru amănunte ne puteți contacta la telefon 0756 112054. Nou în Craiova, școala de șofer Lupu. Numărul 1 în Oltenia. Școlarizează gratuit șoferi pentru categoriile C și E și asigură angajare în Evals, Olanda. Angajează șoferi pentru tir fără experiență. Școala de șofer Lupu dispune de un parc auto diversificat și de săl de cursuri dotate după normele europene, de personal specializat la cele mai înalte standarde. Școlarizează toate tipurile de atestate profesionale. Relații și programări la 0745 772 672 0351 463 738. Izvarna de startul promoțiilor de primăvară 2018 la Moto Unaltă 128 la prețul de 1099 lei. Husqvarna 236 799 lei. Husqvarna LC 140 LC 140S 1249 de lei, 1399 de lei. Tractorul pentru tuns gazon, Moto Unelte pentru tuns gard viu. Cumpără din magazinele Raico și vei primi cadouri constând în accesorii pentru Moto Unelte. Te așteptăm în magazinele din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Relații la telefon 0253210736 sau la magazinele din Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Husqvarna, e al naibii de greu să fim cei mai buni! Vrei să ai tâmplărie PVC de calitate? Atunci nu mai sta pe gânduri. Alege Cipribon. Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul tâmplăriei PVC, Cipribon dispune de o linie tehnologică proprie de producție, echipată cu aparatură de ultimă generație. Cipribon vă pune la dispoziție o gamă largă de produse și servicii de calitate la un preț competitiv. Folosim profile Rehau și Vivaplast, Feronerie, Roto și GU.
Producem și comercializăm sticlă bombată. Oferim transport și garanție la lucrare. Ne puteți găsi în Târgu Jiu, pe Alea Digului și în strada Victoriei numărul 159, vis-a-vis de liceul numărul 2, sau la numerele de telefon 0762-259083 sau 0762-259084 sau pe site-ul www.cipribon.ro. Cipribon. Calitate înainte de toate. Magazinul Tiffany, vis-a-vis de hotelul Gorj, vă așteaptă cu o gamă largă de articole de confecții bărbat. Costume bărbătești marca Daspi, cămăși și tricouri bărbătești de la renumite firme, articole vestimentare Cătălin Botezatu. Unic distribuitor în județul Gorj la articole de sport marca Joma, sponsor tehnic al FRF și articole sportive marca Givova. Atenție! Prețurile sunt de producător! Pentru comenzi și relații sunați la numărul de telefon 0760-928-500. Magazinul Tiffany. Am revenit, dragii mei, a doua parte a emisiunii Cultura în Imagini la Obiect, ediție specială. O emisiune dedicată aniversării, în urmă cu câteva zile, a 2 ani de activitate în ceea ce privește poate cel mai frumos proiect cultural al momentului, anume site-ul și revista cultura.ro, un proiect ce merge înainte, cum spunea și cel care a fondat, cel care a pus bazele acestui proiect, domnul Luis Popa, un proiect ce se va afla în perioada următoare într-o permanentă expansiune. Am remarcat, stimată doamnă, că de-a lungul acestor 2 ani frumoși, 2 ani plini, ați acordat în egală măsură o atenție sporită, o atenție deosebită, inclusiv, să spunem, promovării turistice. Nu ați prididit în a vorbi despre meleaguri frumoase, despre, nu știu, peștera, mănăstirile, iarăși lucruri pe care, în mod normal, sau de care, în mod normal, trebuia să se ocupe alții care sunt plătiți din banii publici pentru asta. Însă dumneavoastră ați reușit în acest proiect îndrăzneț să acoperiți, iată, și promovarea fără bani din punct de vedere turistic a județului, a municipiului. Care a fost impactul pe care l-ați resimțit? Cu siguranță ați avut feedback de la prieteni din țară. Aveți cu siguranță foarte mulți prieteni care nu sunt gorjeni și care se uită cu plăcere pe site-ul cultura.ro. Ce vă transmit? Ce v-au spus ei când, iată, găsesc informații despre Gorj? Da, am foarte mulți prieteni din țară care citesc această pagină de internet. Și să știți că mulți dintre ei mi-au cerut și trasee turistice pentru acest județ. Lucru care l-am și făcut. Exact cum spunea și dumneavoastră, am încercat să promovăm și partea turistică a acestui județ. Cum am spunea și în prima parte a emisiunii, avem un județ foarte frumos, cu locuri foarte care merită vizitate. Și uitați, avem și oameni care investesc în turism în acest județ. Oameni care, la un moment dat, găsesc bani sau fonduri europene să vină să-și construiască în acest județ pensiuni. Mici locuri unde oamenii să meargă să se relaxeze. Și vrem, în perioada următoare, inclusiv pe acești oameni, să-i aducem pe această pagină de internet. Cel care va vizita această pagină în fiecare zi sau când intră să citească, să vadă și locul unde poate să meargă să se relaxeze în acest județ. Cu alte cuvinte, un soi de tipsuri. Cum da, se... și am să vă spun și de ce. Uita, datorită serviciului, săptămâna trecută am mers undeva prin pe lângă Mușetești, am văzut o locație unde sâmbătă m-am dus să văd ce este acolo. Cineva de la Craiova a investit în zona Mușetești-Crasna, a construit o pensiune, o pensiune foarte frumoasă, care foarte puțin știm de acest lucru. Dar acel om din Craiova a venit și a investit bani pe fonduri europene în Gorj. Lucru care este de apreciat. Corect. Mulți dintre noi nu știm acest lucru. Și sunt foarte mulți oameni care au locuri de cazare foarte frumoase în acest județ, iar în perioada următoare o să prezentăm și aceste locuri unde oamenii pot să meargă, să mănânce bine, să se odihnească bine. Lucruri care nu se știu. Dacă întrebăm pe cineva dacă a auzit de acea locație din zona Mușetești-Crasna care s-a deschis, multă lume nu știe de acest lucru.
Cu siguranță. Da? Iar toate aceste informații pe care, iată, bă, spuneți că le veți oferi, sau, până la urmă, nu fac decât să sporească atractivitatea județului pentru cei din afară. Pentru că, la un moment dat, cel care vine din afara județului este interesat să viziteze, și am spus-o și o repet de foarte multe ori, l-avem pe Brâncuș. Bun, l-avem pe Brâncuș. Dar turistul care vine din afară se învârte o oră, două, vede operele lui Brâncuș, după care pleacă. Am văzut că unii s-au învățat să parcheze și mașina în fața operelor. Da, e o discuție... E o discuție care, vedeți, presupune și pe asta. O discuție amplă și total... Da. Deci am văzut că unii parchează mașina în fața acestor opere. Se pare că la ei bunul simț e plecat. Iar acea amendă de 3 milioane, să fim sinceri... Și atenție, plătită în 24 sau 48 de ore, se înjumătățește. Exact cum spuneam și pe Facebook, la astfel de... Fapt, ar trebui să fie cel puțin 10.000 de lei, cum plătesc cei care parchează pe plajă în Constanța. Și care și dacă nu sunt atunci depistați pe loc, ci ulterior, tot plătesc. Vedeți, asta sunt probleme. Dar, bun, revenim la subiect. Sunt turiști care vin și văd operele lui Brâncuș. O oră, două, acestor oameni trebuie să dăm și alternative pentru a vedea și restul județului. Alternative ce înseamnă? Zona Rânca, Polovragi, Baia de Fier, Runcu, zona Padeș... Tismana, Lainici. La un moment dat chiar întrebam pe cineva. Poate iar deranjez. Hobița, pur și simplu. Mi-ați luat înainte ce vreau să spun eu acum. Mergem să vedem operele lui Brâncuș din parc. Nu este un indicator către Hobița. Da. Da? Dacă un străin vine și vrea să ajungă la casa lui Hobița, așa nu știe. Lui Brâncuș. Lui Brâncuș, scuze. Nu există un indicator către acea locație. Corect. Da? Hey, noi vom încerca prin această pagină de internet, cel care intră din afara județului să știe ce are de vizitat, să știe unde se poate odihni, să știe unde poate mânca bine. Practic și eu îmi doresc de multe ori când merg undeva în țară să caut pe un site din zona respectivă toate aceste informații. Și sunt județe în această țară care au făcut acest lucru. Încet se poate și la noi. Se poate și uitați că noi, echipa cultura.ro, face acest lucru. Și o să vedeți că va face acest lucru în perioada următoare. Vești bune. Da? Vești bune pe care le dați târgujenilor, gorjenilor și de ce nu românilor. Avem un județ frumos. Un județ de care trebuie să ne mândrim. Până la urmă, vorba aia, avem și partea electrică cu CEO. Avem gaze, avem cărbune, avem turism, avem un județ foarte frumos. Și cu toate astea, știți cum este gluma aceea dureroasă, circulă pe rețelele de socializare, avem o țară superbă, păcat că e locuită. Da. Pentru că avem avem un județ frumos și e bine că este locuit și este bine că este că avem ce promova. V-aș propune ca subiect al discuției în minutele următoare, un subiect, o chestiune sensibilă. Iată, avem foarte frumos cuvântul cultură, fiecare dintre noi îi găsește acestui cuvânt semnificații diverse în funcție de pasiuni, de aplicare, de mai știu eu ce chestiuni de natură subiectivă, și avem sintagma casă de cultură. Cândva a sindicatelor, astăzi nu mai este a sindicatelor, se pare că este a municipalității de câteva zile, și ne uităm la degringolata, la haosul care a rămas de-a lungul anilor în acea entitate, cândva etalon, pentru ce însemna alt actul cultural la nivel de județ. Iar astăzi se încearcă, se dorește o resuscitare, o revigorare a acelui spațiu, însă tare mi-e teamă, ca om care citește presa, ca om care trăiește într-un oraș dominat de vicii, de pasiuni, și de dorințe, de înavuțire, tare mi-e teamă că acel spațiu cândva dedicat culturii și care are rolul de a fi pilon al culturii, să nu ajungă, nu știu, o chestie comercială, o chestie gen mall, să zic, sau ceva de genul acesta. Nu, ar fi păcat. Adică interesele personale de înavuțire ale unora să bată, să depășească nevoia de cultură și nevoia unui spațiu propice promovării actului cultural. Avem festivaluri de muzică populară, avem tot felul de manifestări culturale, nu avem spații proprii. Păi nu, uitați, că ați deschis acest subiect cu Casa de Cultură. E un subiect sensibil. Da, e un subiect sensibil, dar trebuie până la urmă discutat. Mai ales că în ultima perioadă am văzut și pe Facebook anumite postări cu Casa de Cultură,
cine își revendică meritele licitației. Postări. Eu am spus-o și o repet. Casa de Cultură nu a fost câștigată de Primăria Municipiului Târgu Jiu. Nu a fost câștigată de Consiliul Local. Casa de Cultură a fost câștigată de către comunitatea acestui oraș. Până la urmă, această Casa de Cultură, prin achiziția făcută de către Primăria Municipiului Târgu Jiu, cu ajutorul Consiliului Local, trebuie să subliniem acest lucru, că până la urmă domnul primar a inițiat proiectul, Consiliul Local a aprobat. Deci unul fără altul, deci practic împreună au reușit să câștige această Casă de Cultură, dar până la urmă este câștigul comunității. Cum am spus-o și o repet, această Casă de Cultură din punctul meu de vedere ar trebui administrată de către Primăria Municipiului Târgu Jiu și să fie dedicată efectiv actului cultural. Se poate întâmpla acest lucru? Pentru că, iată, văd politruci și văd oameni. Asta spunem în felul următor. Să fie un mall cultural. Da? Să apară o bibliotecă, să apară o cafenea literală, să se repare acea sală de spectacol unde să se desfășoare festivalul sau în momentul în care îți vin piese de teatru din afara orașului. Că ați văzut, sunt foarte mulți artiști. Corect. Care vin, multe trupe de teatru din afara orașului care vin și au nevoie de o sală de teatru și nu au unde să, sau au anumite condiții care nu sunt condiții propice pentru a ține altul cultural. Da? De exemplu, avem în oraș cenaclul literare, cum e cenaclul cu Columna, poate să-i se aloce acolo o sală unde să se întâlnească oamenii. Corect. Se pot face spații pentru cei care pictează. Deci, practic, să fie, dacă nu exagerez, un mall cultural. Poate fi acest lucru realizat în contextul în care... Să te duci, scuzați-mă că mă întreb, să te duci, de exemplu, cum se întâmplă prin mall-uri, dacă acum așa, să îți bei un ceai, să citești o carte. Da. Un exemplu. Nu vă, nu vă spun atunci când am făcut o emisiune cu cei din administrația Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, cu actorii, am ajuns mai devreme în centru pentru... emisiunea respectivă și stăteam pe bancă, aveam o carte la mine, o carte de teatru, iată, de dramaturgie, și citeam. Inevitabil, la un moment dat simțeam privirile oamenilor care se uitau ciudat la mine. Uite și pe ăsta stă pe bancă în centru și citește. Adică este inadmisibil. Suntem în secolul vitezei, suntem în secolul lipsei timpului, dar este inadmisibil să ți se pară ceva ciudat atunci când vezi un om care citește. Stă pe bancă și citește. Dar ce carte citeați? Poate să uitau la carte. Nu, n-aveau cum să văd. Era un volum de teatru de Matei Vișniec. Ideea este că se simte ciudat cel care citește. Da, când vede nepăsarea, indiferența. Oamenii, din păcate, nu mai au timp. Am devenit roboți, ne sună ceasul dimineața, avem agenda, punctăm ce avem de făcut, ajungem acasă, avem și acolo treburi de rezolvat, vine seara, o luăm de la capăt. Nu prea mai avem timp pentru suflet. Dar revenim la discuția legată de Casa de Cultură, eu acolo asta aș vedea, un mall cultural în care să fie aduse toți factorii decidenți din punct de vedere cultural, și să se mute în această Casă de Cultură. Dar bine, trebuie găsite fonduri, că am văzut că au apărut discuții și pe partea de renovare, ba fonduri europene, ba de la bugetul local, ba credite de la bancă. Important este că această Casă de Cultură a fost câștigată, că această Casă de Cultură va putea fi folosită de comunitatea din Târgu Jiu, de către oamenii din Târgu Jiu, și este meritul celor din primărie, Consiliul Local, care s-au implicat și au reușit să câștige această Casă de Cultură. Ca o paranteză, nu are legătură foarte mare cu actul cultural, dar ca o paranteză, cât rău face, iată, în domeniul acesta al culturii, cât rău face o bătălie permanentă, să spunem, între entități care ar trebui să-și dea mâna când vine vorba, că tot era discuția despre Casa de Cultură, când vine vorba de promovare, când vine vorba de întreținere, când vine vorba de sprijinire a actului cultural. Dacă tot vorbim de acest lucru, uitați, mai deviem un subiect. Că tot, până la urmă, ține de subiectul emisiunii. În momentul în care entitățile se ceartă între ele, n-au de suferit cele două, au de suferit tot oamenii. Corect. Sau, cum este cazul acum, Casa de Cultură, ne certăm cum să renovăm această Casă de Cultură. Nu, toți trebuie să-și unească forțele ca această Casă de Cultură să fie ceea ce ne dorim să fie. Să avem săli de spectacole,
la un moment dat, mi-aduc aminte acum, am fost la un spectacol cu Florin Piersic, Singuri noapte. Da. O piesă superbă. Dar și aproximativ, păcate... da, vreo un sfert de oră, Florin Piersic ne-a vorbit despre condiții din această casă de cultură. Trist. Da? Acest lucru nu trebuie să se mai întâmple. Avem festivaluri care de multe ori nu avem unde să le ținem sau le ținem în anumite condiții, care nu se ridică la nivelul unui festival. Corect. Trebuie să avem un spațiu pentru acest lucru. Corect. Da? Noi asta trebuie să facem. Și eu, pe de altă parte, că vorbim de susținerea performanței. Știu că la nivelul primăriei municipiului Târgu Jiu s-a înființat sau ceva cu un CSM, adică un club. Urmează, da, da, e procedura legală de înființare a CSM-ului. Da. Păi, vedeți, și aici sunt tot felul de discuții. Dar în același timp avem copii care n-au unde poate să se antreneze. Da? Da? Corect. Vedeți, două entități care poate se ceartă între ele se răsfrânge asupra altora. Și am spus-o și o repet, plimbându-mă prin țară, datorită vechiului job, am văzut foarte multe lucruri frumoase. Am văzut foarte multe comunități de la care am învățat ceva. Și dau exemplu celor din vest, Oradea, Aradu. Acum iarăși ați supărat, da, niște oameni care nu suportă comparația cu, nu, vestul țării. Nu, 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 nu. Păi nu, pot să dau comparație și cu sudul. Fără nicio... Am învățat din toate zonele țării câte ceva. Din fiecare zonă pot să înveți ceva. În care, indiferent de entitate, la un moment dat se urcă toți în mașină și se duc toți la București. Vă referiți la cei care au putere de care a lua niște decizii și, da? Bun, se ceartă acolo pe plan local, dar la un moment dat, când este nevoie, să urcă în mașină și pleacă în București. Foarte legat de ce spuneți dumneavoastră, fără a ne referi la un partid politic sau la altul, avem teoretic un muzeu Brâncuș la Târgu Jiu, la nivel de idee, practic, nu-l avem. Bun. Și chiar acum și citeam, câte nevoie avem de acest muzeu? L-avem pe Brâncuș. Chiar citeam astăzi că o opere de a lui Brâncuș s-a vândut de, 71 la New York de milioane de dolari. Păi și noi le avem aici, în Târgu Jiu. Deci străinii dau milioane de euro să aibă dolari, în casă dolari pe, de dolari, scuze, să dau milioane de dolari, să-l aibă pe Brâncuș în casă, iar noi le avem în casă. Da, mă gândesc ce casă, ca o paranteză, ce casă trebuie să ai dacă aduci, nu, la, o oferă ca de paranteză, noi l-avem în casă pe Brâncuș. Așa este. Corect? Așa este. De asta vă zic că la un moment dat două entități când se ceartă se răsfrânge tot asupra cetățeanului aceste lucruri. Și sunt lucruri care le-am văzut mergând prin țară și lucruri frumoase care pot să fie puse în practică și în acest județ. Vi s-a întâmplat în acești ani plini, iată, 2 ani de când există proiectul Cultura.ro, să fiți abordat de prieteni de pe site-ul de socializare, de prieteni propriu-ziși pe care îi cunoșteați efectiv și să vi se ceară informații, detalii despre ceea ce înseamnă fenomenul Brâncuș la Târgu Jiu, în Gorj, și care, noi știm adevărul, nu este promovat așa cum ar trebui să fie, da, promovat? Da, am avut astfel de solicitări. Și ce le-ați răspuns? Le-am dat să citească tot ce am promovat noi despre Brâncuș pe acest site. Da, am avut astfel de solicitări. Chiar acum vreo 2 luni jumate m-a sunat un prieten care virtual de pe Facebook, da, din satul mare, care m-a rugat să-i fac o prezentare a tot ce înseamnă viața culturală în Gorj, ca să publice într-o revistă în satul mare. Datorită ce a citit pe acest site. Cultura.ro. Cultura.ro. Acest lucru, să știți că reprezintă foarte mult pentru mine, cât și pentru echipa care este alături de mine. Pentru că discutam în prima parte a emisiunii despre inactivitatea sau lipsa de implicare a anumitor entități, să spunem, culturale de aici din Gorj, în ceea ce privește comunicarea, relaționarea cu alte entități. Cât v-ar ajuta pe dumneavoastră, cei de la cultura, cei care, iată, promovați frumos tot ceea ce înseamnă fenomen artistic, fenomen cultural, sportiv, educațional în Gorj, cât v-ar ajuta dacă ați găsit deschiderea necesară din partea tuturor factorilor pe care i-am enumerat? Păi ne-ar ajuta cultură, foarte mult. Cultură, social. Ne-ar ajuta foarte mult, pentru că am putea obține informațiile mult mai rapid, iar aceste informații ajunge mult mai rapid pe această pagină și la cei care ne citesc. Și repet, nu este o pagină citită de 1000-2000 de oameni pe lună. Este citită de aproximativ 150.000 de vizitatori unici, lună de lună. Mai fluctuează. Într-o lună sunt 130.000, într-o lună sunt 170.000. Dar media este... Da, media, da. Deci nu suntem citiți de 1000-2000 de oameni, suntem citiți de zeci de mii de oameni. Zeci de mii de oameni. Care, dacă stăm să ne gândim că vorbim doar de o pagină axată doar pe cultură, este ceva.
Absolut. Da? Când m-am uitat, de exemplu, la nivel național, sunt site-uri de cultură cunoscute care ajung la 5-600.000 de vizitatori unici pe lună. Deci, pe toată țara. Da. Iar noi, doar un site local, ajungem la aproape 100.000 și ceva de vizitatori unici pe lună. Deci, reprezintă ceva, totuși. Fără îndoială, este o chestiune extrem de frumoasă, o chestiune pozitivă și pentru că discutăm despre acești vizitatori, despre aceste persoane care permanent vor să găsească informații de natură culturală, unde vedeți cultura.ro peste 5 ani și unde o vedeți peste 10 ani? Evident, în situația în care nu decideți, Doamne ferește, să închideți acest proiect. Nu, proiectul nu se va închide de ofis, să postăm doar un articol pe zi. Și proiectul acesta va merge mai departe. Vorbeam cu colegii mei la un moment dat că încercăm să ne întindem puțin pe zona Olteniei. Deja am avut anumite discuții. Sperăm că acest... Ați găsit, să spunem, deschidere? Da, am găsit de la deschidere. Culturale. Chiar la un moment dat, înainte să-mi încetez activitatea la fosta firmă, era cineva din Telorman care vrea să preia, cineva din presa din Telorman. Să preia materiale. Să preia materiale sau să ne dea materiale, să punem pe acest site. Erau anumite discuții și în zona Radului. Da, este un proiect care va merge mai departe. Și exact cum am spus-o și la începutul emisiunii, proiectul nu este de vânzare. Asta aviz celor care într-un fel sau altul își pun întrebarea cum ar putea să pună mâna pe ceea ce înseamnă cultura.ro. Un proiect, spuneam și în debutul emisiunii, ce părea greu de dus și iată, au trecut 2 ani. Exact cum am spus la începutul emisiunii, scuzați-mă că v-am întrerupt. Acum 2 ani de zile spuneau că fac campanie, dar spre deosebire de unii care își fac campanie zi de zi de așa fac degeaba, uitați că încep proiecte și îmi place să le duc mai departe. Da, nu vă ascund că am auzit diverse persoane discutând în termeni nu tocmai, să spunem, plăcuți acum 2 ani sau la scurt timp după ce s-a pus bazele proiectului, persoane care se gândeau ce urmărește Luis Popa, ce vrea cu acest proiect, deși cred că dacă se limitau la a citi și la a înțelege titlul acestui proiect, cultura.ro, ar fi înțeles. De-a lungul celor 11 ani care am avut la fostul loc de muncă, am trecut prin tot felul de situații, am discutat cu tot felul de oameni și am ajuns la o concluzie. Câinii latră, ursul merge. Sau cei care se simt iritați sau deranjați de astfel de proiecte, să meargă la farmacie și acolo le recomandă cineva ce alifie să folosească. Da, întotdeauna alifia cu siguranță face bine. Face minuni de multe ori alifia. Fie că vorbim de înțepături, de țânțari sau de alte chestiuni. Stimate domn, pentru că încet încet am ajuns aproape de finalul emisiunii, aveți prin prisma fostului job, prin prisma cultura.ro, prin prisma interacționării cu oameni, cu siguranță v-ați pus întrebarea și ați găsit și răspunsul. Cât de dificil este să lucrezi cu oameni, cât de dificil este să încerci să convingă oamenii, iată în cazul cultura.ro, că trebuie să citească și trebuie să se documenteze și cu altceva decât mizeriile zilnice. Nu, o să știți că dacă la început eram și eu puțin sceptic că acest proiect poate nu va prinde cum mi-am dorit eu, uitați că oamenii m-au contrazis. Și, deci oamenii simt nevoia de cultură. Oamenii simt nevoia de cultură, oamenii simt nevoia să citească lucruri frumoase. Și da, la un moment dat, că tot vorbim de sondaje, înainte să demarăm acea revistă să o scoatem pe print, am făcut un sondaj și online, iar oamenii își doreau ca această pagină de internet să aibă și o revistă tipărită. Că tot vorbim de sondaje, că se fac sondaje din care vreau să fac și o parte. Am înțeles. Dacă tot discutăm de sondaje. Da, cu siguranță vom avea timp să discutăm și această chestiune privitor la sondajele din diverse entități politice. Până atunci însă, stimate domn, vă mulțumim pentru prezență. Multă baftă în tot ceea ce înseamnă cultura.ro. Felicitări pentru demersul temerar de a revigura nevoia, foamea de cultură aici în Gorj. Și sper să putem face o analiză și la 3 ani, și la 4 ani, și așa înainte. Păi nu, trebuie să facem majorat, mai sunt vreo 16 ani.
Da. Ce a fost greu a trecut. A trecut. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru prezență în această seară. Așa cum ați văzut, am avut alături de noi pe cel care a pus bazele proiectului Cultura.ro, domnul Luis Popa, căruia îi mulțumim încă o dată pentru prezență. Vă urăm să aveți o seară cât mai plăcută. La revedere!